care am fost urmărit, am fost verificat, un procuror a considerat inclusiv că a făcut parte președintele dintr-un grup infracțional organizat. Păi, da. Revenim la grupul infracțional organizat și uite așa, grupurile se înțeleg între ele și se apără între ele, nu? Că doar ne spunea domnul președinte că ce bună treabă face domnul Lazăr la parchetul general, exact așa a spus, citez, face treabă bună acolo, și nu? Și foarte mulțumit. Și este foarte mulțumit de activitatea lui. Păi acum vă întreb și eu, dacă și eu aveam vreo 40-50 de dosare penale și mi le închidea un procuror șef pe undeva, eram și eu mulțumită de activitatea lui? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Susțineam și eu că face treabă bună, normal că susțineam. Cu cei care au lucrat în dosarele astea și care i-au închis toate dosarele președintelui, începem cu cei de la Sibiu, Tiberiu Ivancea, polițist, a lucrat împreună cu procurorul Ioan Irimie, procuror. Au închis dosarul caselor președintelui Iohannis. Tiberiu Ivancea, polițistul, a ajuns șeful poliției din Sibiu. Ioan Irimie, procurorul, a ajuns prim procuror al parchetului de pe lângă tribunalul Sibiu. Corina Drașoveanu, președintele judecătoriei a Sibiu, este cea care a semnat acea decizie prin care FDGR-ul practic i s-a permis FDGR-ului să ia toate imobilele alea importante din Sibiu. A fost președinte la judecătoria Sibiu până în 2013, a fost detașată la Ministerul Justiției ca șefa Biroului de Statistică Judiciară al Ministerului Justiției, iar ministrul Raluca Prună a făcut-o și director la cabinetul său. Maria Morar, tot judecătoare de la Sibiu, a fost pensionată de Iohannis în ultima zi a anului. Maria Capră, vecina președintelui, și ea pensionată prin decret semnat de președintele Iohannis. Augustin Lazăr, știm foarte bine și am văzut ce a făcut, a ajuns inclusiv procuror general. Iustin Bic, cel care a primit un dosar repartizat direct de Augustin Lazăr, da, un dosar al lui Klaus Iohannis, l-a închis imediat după ce Augustin Lazăr a fost făcut procuror general. Iustin Bic a fost delegat la parchetul general și a stat acolo la secția de urmărire penală și criminalistică o perioadă. Și Florentina Dragomir, da, procuror, era atunci la parchetul general, a închis un alt dosar al lui Iohannis. Ce este acum, doamna avocat, judecător la înalta curte? Da, normal, este judecător și la înalta curte. Și a fost inclusiv în completul lui Dragne. Păi, da, ce să facem? Na, asta e înalta curte, ăștia sunt judecătorii de la înalta curte. Văd că, iarăși, nimeni nu e deranjat de faptul că un procuror poate ajunge judecător de înaltă curte, așa, hop, peste noapte, dacă nici judecătorii între ei nu sunt deranjați. Pentru că am văzut că acum câțiva judecători au mai prins curaj și mai spun, da, nu-i văd pe aia mulți cinstiți care n-au lucrat pe protocoale și care sunt deranjați de faptul că îi băgăm pe toți în aceeași oală.